Tocmai asta e de mirare, nu știți de unde este, iar El mi-a deschis ochii. Lăudat să fie Iisus Hristos! Biscredincioși, dragi ascultători, știu că nu spun nimic nou, ba chiar poate părea banal, dacă afirm că lumea în care trăim este o lume a vizualului, o lume în care este important ceea ce este scos la lumină, ceea ce se vede, ceea ce este aparent. O lume în care este important așadar ca să se vadă, să fie văzute, să fie știute lucrurile. Și în sine, această dorință de a vedea, această dorință de a scoate la iveală, nu ar fi ceva de condamnat. Pentru că dorința aceasta ține de profunzimea omului, ține de acea scânteie de care vorbește cartea lui Ben Sirach și pe care Dumnezeu a sădit-o în inima omului. Trăim așadar într-o lume unde este foarte important să vezi, să știi și este o lipsă deosebit de gravă dacă nu poți vedea, dacă nu ai posibilitatea să vezi, să știi ce se întâmplă cu adevărat în jurul tău. Este o lipsă pentru că riști să trăiești într-o lume închipuită, ireală, paralelă poate. Pe de altă parte, aceeași dorință născută a omului de a vedea îl constrânge într-un fel ca privind la evenimentele pe care le întâlnește în viața sau punându-i se în fața ochilor unele detalii ale aceleiași vieți, omul să se întrebe de ce se întâmplă unele lucruri sau din ce cauză trebuie să se confrunte cu altele. Și nu sunt puține dățile când răspunsul pe care și-l dă sau îl dau nu este pe măsura așteptărilor. De ce se întâmplă acest lucru? Aș vrea în următoarele minute, dragi ascultători, iubiți credincioși, să sugerez, să schițez câteva tentative de răspuns, pornind de la textele pe care Domnul ni le dăruiește în această duminică a patra Apostolului Mare, duminică numită a Bucuriei, anticipării Bucuriei Pascale. O primă tentativă. Iisus și ucenicii, în trecerea lor, așa cum spune textul în limba greacă, trecând nu știm spre unde, văd din întâmplare un nor din naștere, probabil ori pe marginea străzii, ori și mai probabil în apropierea porții templului. Cel puțin așa ne dă de înțeles capitolul 8, unde avusese loc acea discuție contradictorie între Iisus și mai marii poporului. Notează textul că ucenicii, tributari ai concepției clasice ebraice, în care orice suferință, mai ales cea fizică, era consecința unui păcat, e bine, tributari acestei concepții, ucenicii le întreabă pe Iisus pentru păcatul cui acel om fusese lovit cu orbire. Și răspunsul lui Iisus este surprinzător. Surprinzător, de nou. În primul rând, dovedește Iisus că întrebarea ucenicilor nu este potrivită. Cu alte cuvinte, ucenicii condiționați de mentalitatea tradițională nu reușesc să vadă decât suprafața, aparența. Nu reușesc să ajungă la inima, la esența situației. Profunzime pe care Iisus, scuturând și chiar dorind să anuleze condiționările tradiției, profunzime pe care Iisus o scoate la suprafață și spune, nu a păcătuit nici el și nici părinții lui, ci orbul acesta s-a născut astfel pentru a da ocazia să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. În cuvinte simple, nu orice suferință este consecința păcatului, consecința directă a păcatului, ci de foarte multe ori suferința este mijlocul prin care Dumnezeu face să se vadă în lumea de astăzi și în lumea din toate timpurile, că El există și că înfăptuiește lucruri extraordinare
adică minunate, care depășesc legile firii. E bine, această schemă a faptului că Dumnezeu se folosește de suferință pentru a scoate în evidență lucrările sale minunate, poate fi aplicată și suferinței prin excelență, adică suferinței lui Iisus pe cruce. Suferințe care, așa cum bine știm și prin lumina căreia privim la tot ceea ce s-a întâmplat înainte de înviere în viața lui Iisus și în istoria lumii, suferință care va duce la înviere, așadar manifestarea cea mai minunată a lucrării lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Iisus focalizează atenția ucenicilor în direcția potrivită. Întrebarea cea mai corectă pe care ei ar fi trebuit să o pună ar putea fi: oare ce vrea Dumnezeu să ne transmită sau să îmi transmită prin această situație, prin această întâmplare? Nu de puține ori, ceea ce noi numim experiență de viață, această experiență de viață te face să nu vezi esența lucrurilor, îndepărtându-te de adevăr. Avem în cartea lui Iob, o carte numită prin excelență a celui care suferă, o experiență a acestui om care nu pricepea de ce îi se întâmplă toate acele nenorociri. Și același personaj, spre finalul cărții, datorită suferinței sale nejustificate, ajunge să spună: până acum, Doamne, Te cunoșteam din auzite, de la alții, din tradiție. Însă acum, purificat de suferință, ochii mei Te-au văzut. O a doua tentativă de răspuns. Această baricadă sau această baricadare în tradiție dă posibilitatea să se evidențieze un al doilea răspuns cu privire la cauzele pentru care, de data aceasta, contemporanii lui Iisus, considerați culți, pricepuți, nu reușesc să culeagă provocarea lansată și lor de Domnul. Orbul din Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi este trecut pe rând prin fața ochilor contemporanilor săi, mai întâi, care, spune textul, îl văzuseră că fusese cercetor, deci știau că fusese orb sau că era orb, și dau acești contemporani răspunsuri diferite. Unii încearcă să îl recunoască, însă alții găsesc un motiv alternativ sau o motivație alternativă și spun: doar seamănă cu el. Apoi este dus de două ori în fața celor care, într-un fel, decideau cursul sau direcția tradiției. Iar cel care fusese orb le prezintă pur și simplu experiența sa, ce-i drept surprinzătoare. Trei detalii scurte preced luminarea orbului. În primul rând, este întâlnit de Iisus, apoi îi se ung ochii cu tină, se spală și dobândește capacitatea de a vedea. Este întâlnit de Iisus, simbol această întâlnire a permanentei căutări a lui Dumnezeu față de om. Este uns cu tină, cu alte cuvinte, este recreat din același pământ pe care Dumnezeu l-a folosit pentru a-l crea pe Adam, și aceeași proveniență din gura lui Dumnezeu. Se spală, este purificat și iată că dobândește capacitatea de a vedea. Putem observa că această capacitate pe care orbul o dobândește nu se referă doar la vederea fizică, ci orbul reușește să vadă cu adevărat în profunzime. Ceea ce dobândește orbul în primul rând este demnitatea. Și cât de frumos le răspunde și cât de inteligent și chiar simplu le răspunde celor care îl întreabă. Tuturor le sugerează necesitatea de a reveni la cel bun simț al omului genuin, al omului simplu, necondiționat de asocierile sau de legăturile de multe ori nepotrivite pe care le-a transmis sau le transmite tradiția sau pe care le creează gradele culturale sau academice, sau pe care le pretinde vârsta. Așadar, un răspuns corect este dat unei întrebări pertinente atunci când simțul bun al omului nu este alterat, acel simț care nu atentează la simultana, la concomitenta fidelitate față de Dumnezeu și față de om,
Dumnezeu care și-a fixat în om chipul și asemănarea sa, lăsând prin ochii fiecărui om invitația de a fi recunoscut prezent și de a fi făcut astfel vizibil. Ultima intervenție a lui Iisus vine să confirme aceste două schițări de răspuns pe care le-am trasat. Și spune Iisus, am venit în lumea aceasta ca să dau posibilitatea să se facă discernământ, pentru ca aceia despre care se zice că nu văd să vadă, iar cei care pretind că văd să fie de fapt orbi. Așadar, nu suntem și noi oare orbi? Dă-ne, Doamne, harul să ne lăsăm întâlniți de Tine prin ochii fiecărui om, indiferent cine ar fi el, indiferent care ar fi omul pe care ne-l pui în cale. Dă-ne simțul bun să acceptăm trimiterea Ta să ne spălăm de blocajele transmise nouă de alții, de societatea în care trăim, de schemele mentale superficiale. Deschide, Doamne, ochii noștri, ca să vedem în crucea Fiului Tău și în crucile noastre de fiecare zi semnul cel mai clar al învierii sale și al învierii noastre, și să ne putem bucura încă de pe acum de sărbătoarea pascală, de sărbătoarea vieții, pe care o recreezi, o reînnoiești în fiecare om, și sărbătoare care se desăvârșește doar atunci când ne aflăm în Tine, când ne aflăm numai în Tine. Lăudat să fie Iisus Hristos! Aproberibus consolationem.